Elevii și părinții liceului Voltaire sunt îngrijorați după ce mai multe persoane au fost plasate în carantină la centrul aflat la câțiva metri de instituție. Cel puțin așa a susținut unul dintre consilierii locali în această dimineață în ședința Consiliului Local Municipal din Bănie. Potrivit acestuia, activitatea liceului a fost afectată și mai mulți elevi au lipsit zilele acestea de la cursuri. Au fost în ușa liceului în spațiu de carantină pentru clase întregi, incomplete, pe elevii, părinții nu mai lăsau să vină la ore, o întreagă nebunie care s-a realizat exact în acest moment pentru dânsii când primesc avașitul pentru acreditare. Unii dintre elevi spun că au primit consiliere din partea profesorilor și nu sunt speriați, dar așteaptă ca autoritățile să ia o decizie bună pentru ei. Da, am fost consiliați. În principal, nu există niciun risc. Noi suntem aici, ei sunt acolo, credem, avem credere în autorități că își vor face treaba așa cum trebuie, mai ales în medici. În principiu, sperăm ca autoritățile să iau o decizie favorabilă în ideea schimbării centrului de carantină, pentru că este în vecinătatea 4 unități de învățământ, o grădiniță, 3 licee și sunt undeva la 2000 de elevi în acest perimetru și nu cred că este tocmai corect. Edilul Craiovei, Mihail Genoiu, a explicat că deja s-au luat măsuri pentru a-i proteja pe elevii celor două licee care învață lângă centrul de carantină și că nu sunt puși în pericol. Practic pot să vă spun că sunt două părți de deci, sunt în apropiere, dar sunt două părți, ieri am luat hotărârea pe protecția patrimoniului și am blocat accesul care este apropiat de acest centru de carantină la ora aceasta și se intră pe cealaltă stradă în așa fel. Ca să nu mai vorbim de centrul de carantină, este un centru în care sunt izolate persoane perfect sănătoase, care nu au niciun fel. Singura suspiciune apare datorită faptului că au trecut prin zone prin care Până la ora 16:30, în Dolj erau 20 de persoane în carantină, iar alte 306 izolate la domiciliu.